Gata, am alunecat. Foarte bine, Maria. Cum te simți? Sunt foarte liniștită și încerc să mă uit în jur aici unde am ajuns să văd ce văd. Să fiu atentă la ce văd. Unde ai ajuns? În fluviu de gânduri, Dragoș. Aici e un loc unde toți oamenii de pe Terra trimite gânduri, iar gândurile alea ajunge într-un fluviu, iar de acolo acolo se alege dacă urmează să fie procesat de univers sau anulat sau șters sau fluviu de gânduri. Acolo se duc toate gândurile oamenilor. Ok, perfect. Din fluviu de gânduri vreau să te duci să o cauți pe Ana, să o găsești și să te conectezi telepatic cu ea. Dragoș, am intrat într-un hău, parcă cobor în jos. Da. Și sunt niște pătrate colorate, ca o spirală așa în jos mă duci, dar sunt colorate. Ca o spirală, uite, se face rotundă, triunghi, pătrat, toate formele. Dar vine de jur împrejurul meu și eu tot alunec în hău ăsta, dar nu se termină. Când ajungi la Ana, să-mi spui, te rog. Gata, am ajuns la ea. Cum o percepe Ana? Ea e curățică, are, e foarte deschisă. Să știi, ea e parolist așa, nu e un om strident, așa să ascundă, care refuză să... Nu. Are, de exemplu, văd culoare albastru și verde de la ceacri. Ok. Uite, galben. Ceacrile îți arată foarte bine. În general, când văd o aură, aura ei e alb. Alb-galben. Alb spre galben. Dar pe aură îi vine așa culorile, știi? Și cel mai, uite, am văzut verde, albastru, galben, ceacrile. Astea sunt cele mai reglate, cred. Ok. Nu cred, așa este. Deschide, te rog, un portal intradimensional acolo lângă ea. Da, am deschis. Iar eu să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi absorbite de acel portal. Iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. Se curăță, să știi că are câteva peti negri, deși se trage negreală de pe ea în portal. Ok, acele peti negri sunt entități. Are și o pată albă. O pată albă. Nu, are și o, cum să zic eu, ceva, o lumină mai puternică. Pe umărul drept. Hai să zicem pată albă. Da. I s-a curățat, Dragoș. Ok, închide portalul și sigilează cu foc. Gata. Iar acum transmite Anei ca la rândul ei să transmită tuturor entităților negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea, să se deconecteze total de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Dragoș, este un uman care are forma, parcă zici că e Iisus Hristos, dar nu e forma lui reală, e falsă. Da. Eu acum...
când am spus treaba asta, a început să râdă. Ok. Întreabă pe acest dezincarnat cine este și ce vrea de la Ana. Spune că stă pe lângă ea, că ea, fiind o fire foarte pozitivă, are energie foarte bună și profită și el. Adică el, dacă s-ar desprinde de ea, ar sta undeva într-o umbră, undeva, dar așa el ia energie de la ea. Bă, dar ce? Mă suflă. Îmi trimite energie foarte puternică de mâneacă. De cât timp este cu Ana? De 12 ani. În anii noștri. Și în acești 12 ani, ce probleme i-a cauzat fizic și energetic? Care se începe întâi cu energetice? Da. Păi cu alea ar fi bine să începe întotdeauna. În primul rând, eu schimbat în subconștient, adică în subconștient, eu băgat unele programe ca ea să nu-și dea seama că el cumva lucrează la nivel energetic în subconștientul ei. Unul din programe, că toate lucrurile așa trebuie să fie. Toate lucrurile sunt foarte în regulă, dar de fapt nu sunt în regulă. Și ea tot are impresia că bate pasul pe loc. Așa este, că bate pasul pe loc. E băgat în subconștient, iar programele care le-a băgat ei în subconștient este ca ea să nu-și dea seama de el. Asta e cea mai mare țintă a lui. Iar datorită el ia energie de la ea, pentru că dacă ar fi ca să plece de aici, ar duce-o mai greu, că el mai are timp de trăit așa. El e un... nu a murit când trebuia. Dar când a murit? A fost omorât. De către cine? Nu, cu intenții a fost omorât. De unia nu... Deci văd faza cum l-a omorât, dar și intenția lui aia care l-a omorât. Două persoane l-a omorât. Dar și el, la rândul lui, a făcut foarte multe rele, să știi. Și atunci ce vrea de la Ana? Dragoș, cred că multe rele, multe ave are la activ, să știi el. Și va mai rătăci foarte mult timp. Nu va fi luat acum. Pentru că el, dacă se liniștea, nu murea. Și avea ocazia să se îndrepte și să trăiască cât de cât decent, oricum. Și Pitera, dacă trăia viața lui în continuare, nu era un om realizat, era un om cu ca să facă rău, numai rău. Ce vrea de la ea? Nu vrea nimic decât să ia energie ca el să-și mențină, să-și termine timpul care l-are de stat. Și dacă o să plece de la ea, o să găsească pe altcineva. Pentru că el mai are de stat. Așa. E o pedeapsă pe care el și-o primit-o. Și el în viața asta nu a venit de la bine. A venit de la rău. Adică a venit de la rău? Adică el avea karmă acumulată și a venit în viață ca să poată să își redreseze cumva. Și el nu, el a făcut tot rău. A ales tot direcția spre rău. Adică un om când vine în viață,
vine cu un anumit program de la Consiliu, plus liberul arbitru al lui. Iar liberul arbitru al lui nu respecta nici legile divine, nici ce avea de făcut de la Consiliu. Nu vrea să facă nimic din ce trebuie să facă un om pe teren. Ce probleme fizice a cauzat Anei? În primul rând, energetici, scădea imunitatea, avea amețeală. Dragoș, una are una în partea stângă, cumva sub coaste, la limf, nu știu ce e acolo. Are o stare așa de... nu de leșin, de amețeală, de moleșală, de parcă tremura mâinile, picioarele, așa. Era din când în când o stare de aia, când el îi agresa aura ei. Adică el cumva când vrea ceva, nu numai la ea, și dacă pleacă de lângă ea, mai departe tot așa face. Și îi provoacă starea aia de cumva în partea stângă, undeva pe sub coaste, așa, limfă, nu știu ce e acolo, îi dă o stare așa, eu văd unde pune el mâna, zona. Da. Unde se duce energia de la el, acolo se duce și îi dădea o stare așa de, aproape că de leșână, îi tremura mâinile, picioarele, parcă n-avea vlaga, amețea, se ducea în toate părțile. Și după aia își revenea. Ea se gândea că e... Mai ia sunt și alte entități cu Ana? Da. De exemplu, am văzut pata albă. Dragoș, ea are o aură foarte bună. Ea are vreo 3 vieți la rând, când ea a fost un om, ca și când ar fi un tată care are un copil foarte bun, știi? Adică nu o supăra pe nimeni, nu o făcu rău, nu... Și-o trăie viața așa, a evoluat cât o dus-o pe ea IQ, știi? Da. Și are vreo 3 vieți la rând care ea nu a făcut rally. Iar pata asta albă este un iluminat, să zic așa, o conexiune cu, de exemplu, în univers sunt personalități de-astea foarte evoluate, care au niște nume foarte complicate, în limba noastră sunt puțini, sunt și în limba noastră, dar ăsta nu e în limba noastră, care din când în când, pe ăștia care evoluează și vor să evolueze și vor vede că depune efort și așa, îi mai ajută, îi mai sprijină dacă cer ajutor, dacă și, de exemplu, ea, dacă se gândește acum să ceară o informație în mintea ei și în mintea ei ea pune o întrebare, ei vine răspunsul foarte repede în comparație cu lumea din jurul ei, să zic așa. Ei vine foarte repede informația. Îi vine răspunsul exact în mintea ei. Cine sau pentru... ce este această entitate de lumină? Este un fel de veghetor. La un Dragoș, acești veghetori, să zic așa, sau personalități de-astea iluminate, care au într-adevăr de la creator, din creații, niște puteri, să zic așa, ca să supravegheze sufletele, spiritele astea la alte care sunt în evoluție, sunt pe mai multe nivele. Dar ăsta e de la nivelul de fluviu de gânduri. Asta e un veghetor. Este din... un nivel înalt sau mic? Dragoș, nivelul fluviu de gânduri, de exemplu, noi am fost la frecvența 3, noi am pășit la 4 și acum tindem către 5. Aceeași frecvență o are și fluviu de gânduri.
Deci noi acum suntem la frecvență 5. Și, și veghetorii și fluviul de gânduri e tot la aceeași frecvență, nu e alta. E din universul nostru. Ok. Verifică, te rog frumos, dacă Ana are implantul din ea. Da, Dragoș, are 3 implanturi și 3 contracte. Cine a pus acele 3 implanturi și cu cine are acele 3 contracte? Unu l-a primit aici, iar două au venit cu el. Două contracte din vechi, din vreo 6 vieți în urmă. Iar unul l-a prins acum, din viața asta. Cheamă să vină în fața ta entitatea cu care are acest contract. În viața asta e de la reptilian, un reptilian. Și celelalte două? Chiar are cap de vultur. Un cap de vultur are Dragoș din viața asta. Și în rest corpul e de om. Iar unul, iar alte două, sunt la pachet amândouă, sunt draconienii, Dragoș. Vreau să zic draconienii, deci ea trebuia să-i anuleze contractele alea două. Și a dus o luptă foarte grea universul ca să o păstreze și nu au reușit. Adică vreau să zic așa, deci un suflet foarte evoluat, da? Da. Trăiește 250 de ani și apoi moare, să zic așa, dar nu moare, el se transformă. Dar sufletul ăla e exact ca și când ai sparge o oglindă și cade multe bucățele, da? Și sunt parte în 12 suflete, 24 de suflete, iar ea este un colț mai măricel. Și colțurile cele mai mari le ia lumina și mai rămâne colțuri mici și le ia întunericul. Iar din colțurile alea mici s-a făcut un colț mai mare și conienii au făcut treaba asta. Și au vrut să-i acapareze bucățica aia din oglindă spartă, au vrut să o tragă pe ea. Dar ea nu. Ea o tras, e că e exact ca mercurul, când îl spargi și se împrăști și după aia se adună, știi? Ok. Cheamă cei draconii să vină în fața voastră. Sunt doi. Ok. Și spune-le să renunțe la absolut orice contract sau înțelegere care le-au cu Ana. Unul pur și simplu are cap de capră. Pur și simplu. Iar unul e uman. Că ai văzut-o pe de aia tatuat, băgat prin buzi, cu coarni, cu... Doamne, ce la el? E tăiat gura până pe la urechi. E urât, dar e uman. Dar tot draconian. Și tot... A rupt contractele? Da, ea le-a rupt. Ei face ca trenul. Ok, iar acum spune-le să sunt... Fii atentă, stai puțin. Deconectează-te de tot și de toate. Eu? Da. Da, am făcut un pas în spate. Ok. Ridică-te acum de pe planetă și ieși în univers. Da, am ieșit cu spatele în sus, așa. Ok, perfect. Ai ajuns în univers? Încă nu.
Când ajungi acolo, să-mi spui, te rog. Stai, Iulia, că să mărez viteză. Nu știu, să mă urc cu viteză mai mare. Gata. Ok, cheamă-mă și pe mine acolo. Ai venit. Atinge-mă, citește-mi informația ADN și fii sigură că sunt eu. Da, acum te-am văzut mai clar. Ai okay. Ceva în mână? Ce ai? Suntem exact deasupra Pământului? Da. Iar acum transmite mental să creezi o planetă carceră, o planetă de întemnițare. Îți dau comanda telepatic și tu să faci, nu? Da. O planetă carceră, o planetă de întemnițare. Da. Da, să știi că tu chiar înainte să apuc eu să-ți spun, tu parcă ziceai că vrei să te apuci de ceva, dar nu înțelegeam ce vrei. Aveai ceva în mână. Uite, acum ai făcut o rotundă. Aba, nu, e ca un bulgăre de energie și îl mărești, îl mărești, îl mărești. O, așa, să fac mai mari și mai mari. Să fie o planetă deșert. Deci deșert, așa vrei tu? Da. Da, așa ai făcut-o. E uscat, okay. Să știi. Perfect. Este gata? Da. Ok. Iar acum lasă-mă acolo și du-te înapoi la Ana și acei doi draconieni și trimite pe acea planetă de deșert, acea planetă de întemnițare. Îi iau pe draconieni, da? Și deschide-le un portal exact spre planeta aceea. Da, le-am deschis portal. Se uite foarte nedumeriți. Nu le convine, pentru că știi că îi trimite într-un loc necunoscut și nu vor, aproape că nu, hai. Gata, au intrat. Ok, perfect. Portal. Iar acum transmitem să fac acea planetă invizibilă și să pun tot felul de măsuri de protecție să nu scape nicio entitate de pe ea. Din câmpuri energetice să-i faci protecții, iar câmpurile să fie la un nivel optim să nu poată nimeni nici intra și nici ieși. Exact. Să fie de vibrație înaltă, câmpurile energetice. Ai pus, Dragoș, trei rânduri de câmp energetic, ai pus trei straturi. Foarte bine. Gata. Ok. Și acum întoarce-te înapoi la Ana și mergi la acel reptilian cu cap de pasăre care ai spus. Da.
Stai să cobor înapoi la Ana. Gata, am ajuns la Ana. Stai să-l văd pe unul post la altul. Asta e foarte pasiv. Nu-l interesează. Da, da, gata, Dragoș, am ajuns la el, ce să-i spun? Transmite acum Anei, ca la rândul ei să-i transmită că rupe orice pact, contract sau înțelegere care le-a avut cu el. Da. Apropo, cum este înfăcat? Are ceva haine pe el? Nu are haine. Are ceva... Are ceva lănțișoare, e... pandative sau altceva? Frățări? Nu, Dragoș, are o... Nu știu cum să-ți explic. E ca un... Zici că e... În jos, nu, forma e umană, dar învelișul nu e uman. Deci forma de la gât în jos e umană, cu mâini, da. Picioare, dar învelișul nu e uman. Dar de care este? Nu știu, știi cum e pielea de elefant? Creat așa. Și pe aici, pe acolo, are ceva așa, parcă zici că e ca un fel de, nu pene, nu, e ceva, ca un fel de lână așa, nu, dar nu e lână, e altceva. Moale așa ceva, nu știu ce are. Dar exact cum e pielea de elefant, așa e. Sunt niște haine, niște... E ca o husă, exact. Da, ca o... Nu. Zici că e o husă, zici că e o salopetă. Iar aia care îi protejează corpul. Și capul e pe deasupra, așa e forma, dar pe deasupra e altceva. O pus. Ok. E transmisia ne să nu poți fac contract și înțelegi de pe. Da, Ana a rupt contractele. Și acum iarăși trimite-l înapoi, deschide-o spre planeta carcerul și trimite-l înapoi acolo. Trimite-l și pe ăsta acolo. I-a deschis un portal, o intrat în portal și gata. S-a dus. Okay, acum se închid. Lasă-mă 2 minute, te rog. Ok. Da. Iar acum,
Cheamă, te rog frumos, în fața voastră să vină acele entități care au pus acele implanturi în Ana. Dragoș, ăsta cu capul de vultur a pus implanturile. Ok. Poți să le scoți tu? Încerc. Încearcă și spune ce faci și cum faci. O să măresc vibrația în par. Care e nivelul vibrațiilor tale acum? 900.000. O să număr de la 1 la 3, iar de la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de 900 de milioane. 1, 2, 3. Ce bine. Așa da, acum să pot o bună. Păi are 2 în cap și 2 unul la inimă. Ok, scoate-i de te rog. Două am scos. Mai am unul. Asta-i băga mai tare. Eu pus mâinile la ochi. Gata, îi l-am scos și pe asta. Ok. Iar acum pune o mână pe ceafă și una pe frunte și energizează suficient de mult astfel încât fluxul de energie să coboare prin tot corpul ei, prin coloana vertebrală și să-i ascultă absolut la acele implanturi. Mă arde un pic la găuri, dar în rest nu. Bine că n-are multe. Vreau să-i mai dau un pic, Dragoș. Ok. Gata, îi ajunge acum. E la nivel optim. Perfect. Iar acum transmite acele entități de lumină să se deconecteze în totalitate de corpul fizic și energetic al Anei. Dragoș, acea entitate nu vine dacă ea, decât dacă ea îl cheamă. Cheamă-l tu. Sau cheamă-l tu. Un bărbat. Cum se numește? W A L L Him Vlahim. Vlahim? Da. Vreau să vorbesc? Da. Vlahim, auzi? Da. Ce faci de repede ori? Fac. Circul. Ești entitate de lumină? Da. Dacă ești entitate cu lumină în toți acești ani, de cât timp ești tu cu Ana? De când a venit în viața asta? Și în toți acești ani a ei, ce ai ajutat-o tu pe ea? Eu nu ajut decât dacă îmi cere, iar peste liberul ei arbitru, eu nu pot să intru. Uite, și cerea, dacă ce ajuți? Ce o ajuți? Păi cu ce vrea să o ajut? Să-mi zică ce vrea. Să se întoarcă sus acasă. Iar dacă soțul ei se roagă la Dumnezeu, la alt iluminat, sau la un alt entitate de lumină,
că nu vrea să vină înapoi. Ce-i de făcut în situația asta? Deci tu ești degeaba. Nu e așa. Eu pot să-l aduc. Nu e nicio problemă dacă îl aduc. Da. Deci tot ce se întâmplă în jurul ei, ea eu îl aduc. Dacă ea zice, ea șansă fac. Ce ești tu pentru ea? Un punct de reper, un punct de sprijin, o orientare. Încerc să fac, ia de exemplu, dacă în mintea ei, ia în gândul ei, cere lucrul ăla, eu îl dau. Când a fost la Poiana Brașov și a rămas însărcinată cu Constantin, Iisus i-a apărut în vis și a spus că va naște o fetiță. Cine era acel Iisus? O entitate de lumină, adică eu. Am luat chipul lui Iisus ca el, ea să înțeleagă că e ceva bun. Să nu facă, ea nu era hotărâtă să-l lasă. Și trebuia să-l iese sufletul ăla, trebuia să nască. Așa am primit ordin de sus. Ok. Într-o noapte s-a trezit în baie, mergea să se spânzure. Cine a trimis-o acolo? Am venit și eu atunci. Cine? Unul din cei trei. Cele trei entități. Sunt o mai avut entități care au fost soți în mult timp de ea și-au plecat. Foarte greu. Deci pentru noi e o luptă imensă. Adică e luptă, e muncă. Nu e luptă, e muncă. Ne chinuim o grămadă ca să restabilim umanii, să-i lăsăm pe direcția care trebuie. Deci el, umanii nu realizează că nu sunt pe direcția lor. Și noi ne chinuim să-i restabilim. Pe fiecare în parte, nu numai pe ea, și pe ea. Ei nu reușesc să deducă, dar acum mutându-vă frecvența, se lucrează din greu, din flux continuu se lucrează în astral, ca umanii să vadă, să intuiască, să deducă, să deducă direcția care trebuie să-și o ia, să realizeze că tot ce-i pe lumea asta, tot aici rămâne. Ei pleacă cu sufletul, ei nu realizează lucrul ăsta. Ei mizează pe bani, acumulează. Deci nu e asta direcția. Omul trebuie să vină să evolueze și spiritual. În primul rând spiritual și după aia restul. Asta e o muncă. Noi, asta e munca noastră. Noi asta facem. Și e foarte greu, de exemplu, dacă un om dă drumul la gânduri, un fluviu de gânduri, păi universul ia ca atare și formează gândul ăla. Și imaginează tu dacă îi dă drumul la gânduri negative. Câtă muncă avem noi să le... Cât pentru că noi le facem. Nu eu, universul procesează. Și de aia vin atâtea răutăți și atâta. Și după aia spune că Dumnezeu le-a dat lucruri grele și pedepsă. Nu. Ei își produc totul. Tot ce se întâmplă în jurul lor, ei cu gândurile lor produc treaba asta. Gândul ajunge în fluviu de gânduri, din fluviu de gânduri începi să procesezi și e evenimentul următor din viața lor. Dacă un om azi are, nu știu cât, hai să zicem că are 20 de gânduri, da? E, 20 de gânduri alea, din fluviu de gânduri se duce la procesat, da? Și nu peste mult timp, depinde frecvența emoțională, cât pe frecvența emoțională, viteza întâmplărilor viitoare. Dacă emoția e mai puternică, evenimentul vine mai repede. Dacă emoția e mai slabă sau dacă el s-a răzgândit, de exemplu, dacă tu trimiți un gând rău, da? Și după aia realizezi că ai trimis gândul ăla rău și poți să-l anulezi. Dar tot ea trebuie să anuleze, nu noi. Când se anulează de la ei, se anulează. Când anulăm noi, e foarte greu.
Nu e greu, e muncă. Ok. Și au cumpărat un spațiu comercial și au făcut o pizzerie foarte frumoasă. Și Constantin, fostul ei soț, și-a găsit în buzunarul de la cojoc o ață înodată cu câteva paie. Cine i le-a pus? Cineva care a vrut să o amărască. Cineva care e foarte invidios pe relația lor, pe ceea ce sunt ei, din invidie. O femeie, i-a pus. Ce legătură a avut acea femeie cu ei, cu relația lor? Prietenii și prietenă de ei. Sunt prieteni de familie, care sunt de prieteni de ei falși. De ce a părăsit Constantin și pe Ana și pe Dana? Foarte rău a făcut Constantin. Foarte rău a făcut. Nu o să adică o să plătească cu vârșul de sat. Nu cred că nu trebuie să pleci de lângă el. Nu-i plecat la un loc bun, Constantin. Și pur și simplu îi lua de var. Ana a făcut un credit pentru acel loc de pizzerie și un executor a executat-o și a luat-o. Și s-a trezit dat afară. De ce a pierdut acel proces? Recuperezi nimica. De ce are atât de multe piedici? Pentru că, doar ce spuneam, trebuie să orientezi și după latura spiritual. Deci nu poți să faci nimic material fără spiritual. Fără material să faci spiritual, se poate. Dar fără spiritual să faci material, nu se poate. Spiritualul energeticul produce materia. Simplu. Dacă ea reușește să priceapă cu creierul, cu gândul ei, să ceară, pur și simplu să ceară cu gândul, să repete în mintea ei, creatorule, dă-mi ce am nevoie, dă-mi locul ăla, că eu trebuie să fac acolo restaurant ca să alimentezi. Uite, vreau să fac un restaurant vegan, că asta urmează să mănânci toată umanitatea. Și dă-mi o soluție să pot să fac un restaurant vegan. Și să vezi că universul procesează și îi vine în față. Dar ele nu fac așa ceva. Ele se concentrează numai de unde să iau bani, cum să fac, pe credit, nu fac nimic bun. Deci ele fără spiritual nu se poate face materii. Tot pleacă de la mic la mare. Și nimeni, deci toți care, de ce se strică? Vreau să spun că de când s-a mutat frecvență și planetară și energetică și astral și din toate punctele de vedere, lucrurile, pierderile, schimbările de destinații, schimbările de viață, schimbările umane, schimbările, toate se produc cu o viteză imensă. Pentru că frecvența voastră era 3, voi ați trecut, ați fost ținuți în 3 forțat, frecvența, și voi ați trecut 4-5 foarte repede. Deci ați trecut în frecvența 4 și a 5-a, voi deja ați intrat în a 5-a, foarte repede, pe cea de-a 4-a nu ați mai... Pentru că creația a avut niște blocaje. Creația voastră, spațiul terii, universul terii, a avut un blocaj foarte mare care s-a desfăcut, s-a deblocat acum. Într-o noapte a visat
că era undeva într-o grădină cu iarbă albă, pomii aveau frunze albe și ea căuta mere, dar nu erau mere. Ce a fost acel vis? Vrea să o înveți să producă cu mintea materia. Deci era o energie curată, o energie pur albă, care pur și simplu vroia să o înveți pe ea să producă cu mintea materia. Adică tu trebuie să repeți în mintea ta, tu trebuie să stai așa liber, trebuie să stai așa pasiv. Și creația vine la tine. Și tu nu trebuie să ceri lucruri mărețe. Și nu trebuie să-ți dorești imposibilul. Începi cu lucruri mărunte. Pentru că nici dacă ceri prea mult, iar nu-i bun. Și ce-i prea mult strică. Cum să-i, dacă un om o trăi toată viața în sărăcie și tu îi dai bani deodată, păi omul ăla devine afurisit, îl demențăști banii aia și nu poate să-i stăpânească. Și ajunge mai rău decât este. Deci, aia cu energia albă, pur și simplu o învăța să producă cu mintea, să producă materia, dar ea nu reușește să înțeleagă lecția. În acel moment, în acel vis, a apărut un om îmbrăcat în negru care i-a spus că știe că găsesc aici. Cine a fost sau ce a fost acel om în negru? Era o entitate. Cine sau ce Pe a fost acea entitate? negativ, care nu accepta, nu o lăsat-o pe ea, ceapă, mesajul lecției care îi venea. Adică cum ar fi să bătea binele cu rău, da? Da. Deci a venit o energie și o învăța să producă cu mintea materie. Iar și-a venit ălaltul negru, ăla fiind entitate, care pur și simplu nu a lăsat-o să învețe până la final, vezi? Și până la urmă ea nu a înțeles. Sper ca să înțeleagă Ok. acum că gândul produce evenimentul din viața ta, gândul tău. Trebuie să ele ambele, amândouă, trebuie să încearcă să înțeleagă spiritualitatea, direcția spiritualității. Adică trebuie să fii stăpân pe gânduri, să nu se mai joace cu gândurile, să nu se mai joace cu cuvintele, că nu-i joacă, cuvintele nu-i joacă. Gândurile nu îi joacă cu ele, mai ales acum de când s-a mutat frecvența cu o viteză mult mai mare. Și dacă nu reușești să-ți intri în val, e nașpa. Întrebare de 10 puncte. Spune Anei să o cheme pe fosta ei soacră să vină în fața voastră. Dragul, dar trăiești? Da? Nu o găsesc. Probabil că e vrăjitoare. Cum o cheamă? Dă-mi un nume ca să pot să o găsesc mai ușor. Viorica. Ia, am găsit acum. Da, e foarte întunecată, să știi. Le-a făcut vrăji Anei și fostului ei soț. Da. Nu vrăj. Este foarte rea la chej. Are niște gânduri și le trimite cu o frecvență puternică, dar e pe negativ, să știi. Foarte negativ. Nu suportat o pe. Deci ea nu. E neagră tare. Ce să întreb? Ia, am atins-o și ea. Dacă i-a făcut vrăjanei. Da, și îi pare rău. Serios? Chiar îi pare rău? Miramaș. O zis, cum aș vrea să spun ceva? Azi. Nu că îi pare rău. Știi de ce zici așa că îi pare rău? Pentru că ea își dă seama ce urmează să se întâmple în viața lui Fius.
Înțelegi? Plusul acumulează karma. Și ea e conștientă. Deci ea aruncă cu venin, dar ea știe ce venin adună ficiorul. Și e supărat. Adică e supărată. Nu. Adică nici înapoi la ficiorul nu vrea. Ok. Dar e conștientă că gestul ăsta acumulează atâta karmă. Bun. Mulțumește și spune că se poate întoarce înapoi de unde a venit. Păi neagră tare. Da, s-a dus. Și acum hai să mergem pe karma. Pe karma Anei. Bunicul ei din partea mamei a murit și bunica ei a rămas singură. Tatăl ei a murit când ea avea 16 ani și mama ei a rămas singură. Iar ea acum a rămas singură și ea și fiica ei, Dana, este tot singură. Mește-o frumos pe karma asta și spune-mi ce găsești. Dragoș, înainte de viața asta care ea este, eu am luat-o de la prima, ea a avut viață monahală. Ana. Da. Bun. Să mă duc mai înapoi. Uh-huh. O văd numai cum că se ruga. Acum să mergem să vedem de unde vine karma asta. Da. Vine cu 388 de ani în urmă. Deci fata lui Ana a fost suror. Cum? Tot karma este, Dragoș. Dar nu am înțeles cine cu cine a fost soror. Ana și cu fix sau el au mai fost în viața asta amândouă. În familie, vreau să zic. Iar bărbasul munceau la ele. Munceau. A fost trăit acolo în apropiere și are datorii karmic. Asta cine are datorii karmic? Adică bărbatul care o renunța, le-a lăsat pe ele și a plecat. Da? Da. Același lucru a făcut și ele cu el în altă viață. A. Și acum s-a întors fata. Da. Același lucru și nu numai că l-a aruncat și-a plecat. L-a chinuit. Ok. Dar e cu sute de ani, 300, 500 de ani aproape, 388. Iar acum vreau să merg și să verifici dacă mama Maria a Anei și tatăl Ion al Anei s-au întâlnit dincolo și cum sunt. Nu s-au întâlnit, au direcții diferite. Tatăl este evoluat spiritual mai mult ca mamă sa, dar nu au locuri proaste, deci la locuri, de exemplu, taxul e foarte bine, taxul, iar mama sa are un
un loc de lucru, cum ar spune. Adică ea face ceva. Deci, cum ar fi veghetor, adică nu veghetor, sufletul ei trăiește viață doar pentru spirit, doar în evoluție spirituală. Unde este ea, e numai evoluție spirituală, imamă sa. Eu presupun că fiecare sunt la o dimensiune diferită. Sunt la dimensiuni diferite, da. Unii taixul e mai pasiv, dar unde imamă sa e mai riguros. Riguroasă evoluția spirituală, e mai strict acolo. Nu e mai strict, se depune efort mai mult, se evolueze mai forțat. Dar nu-i vine rău, deci ea nu percepe lucrul ăsta. Nu. Adică se muncește mai mult. Ok. Dă-mi un minut, rog. Ok. Care este nivelul de vibrație al Anei? 70.422. Mărește-te, rog frumos, nivelul vibrației până în momentul când cât poate ea să fie optim pentru ea. Optim, da. Optim este 80.900. Ok, perfect. 20. Spune-mi, te rog frumos, dacă corpul energetic al Anei se pliază perfect peste corpul. Da. Mai trebuie făcut ceva la Ana? Nu. Bun. Atunci, transmiteți o cheme în fața voastră pe fiica ei, pe Dana. Da. Și când vine să-mi spui, a venit Dragoș, dar e mai întunecată, Dana, să știi. Transmite să o atingă, să citească informația ADN și să fie sigură că este Dana. Da, ea este. Ok. Iar acum deschide, te rog frumos, un portal intradimensional acolo lângă Dana. Da. Iar eu o să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate energiile negative care sunt cu ea, în ea și pe lângă ea vor fi absorbite de acel portal. Iar tu vei spune ce se întâmplă. 1, 2, 3. Strage ca o pătură gri, cenușii închis așa. Să duci în portal. Să duci, să mai trebuie, mai trebuie. Mm-hmm. Ca un aspirator trage. O mai lăsăm un pic, să o curățim mai bine. Gata, Dragoș. S-a curățat ștana. Perfect. Închide portalul și se sigilează pe foc.
Da. Iar poți spune dacă vezi pete închise de culoare pe corpul ei. Da, văd. Acelea sunt entități. Transmite Danei ca la rândul ei să transmită tuturor entităților să se deconecteze total de corpul ei fizic și energetic și să ia o formă în fața voastră. Dragoș are un șarpi pe gât, învelit pe gâtul ei. Ce scârbos! Da. Urât șerpi. Și nici mie nu-mi ies, dragi. Pia ce începe sub umăr, așa, se pune iară de jur împrejurul gâtului. Dar vrei să spun ceva ca o amenințare, așa, cum ar veni, că ai grijă cum dansezi, că de când o să-mi fie foame, tihalesc. Te strâng mai tare de gât. Transmite-i, Danei, ca la rândul ei Dana să transmită tuturor entităților care sunt cu ea, prin ea și pe lângă ea, să se deconecteze total de corpul fizic și energetic și să iau formă în fața voastră. Și atunci acel șarpe se va da jos de pe ea. Se dă acum. Se face ca o spirală, așa, în sus. Se ridică în picioare. E cum e cobra aia, sau cum naiba este. Nu, că se dă așa și într-o parte și în alta și tot îi zic stai acolo. Și se uite așa, ca și când îi dă seama. Se termină mai repede. Ai ajuns? Să-mi chem sabia și scutul? Păi ia chiar te rog să-ți lipui, că bolaurul ăsta trebuie căsăpit. Să chem sabia, scutul și armura. Ce-mi place așa, Dragoș. Hai, vino. Ai gata, ți-ai venit, Dragoș. Perfect. Și acum să dai cu acel șarpe. Cu sabia. Da, deci nici n-a apucat să-ți dau comanda, că tu deja... Deja vrei să-l căsătești, dar nu-i spune să rupă orice pact și contract și înțelegeri cu fata? Ba da. Hai să rupim contractele întâi și după el tai, mai stai o leacă. Dana, Dana e debusolată, nu știe nici ce cu ea. Să uite așa la noi, nu se dumerește. Nu-i vine să creadă. Gata, acum înțeles, i-am zis eu, să rupă. Și-o lua formă, e draconian. Dragoș, tot draconian. Se tai gâtul. Dar nu stă, îi place forma de șarpe, să știi. Foarte bine, mie nu-mi place. Urăs șarpe. Dacă îmi pui un șarpe în casă, mai intru o lună de zile. O rupt, orice contract, pac și înțelegerii cu el și acum gata, poți să-l tai, Dragoș. Tai-l, tai. După el bag în portar. Să-l tai. Tai-l, da. Îl tai. Gata, ajungi, Dragoș. Și acum trimite-l toate bucățile din el, trimite-le pe planeta Carceră. Să deschid un portal în dreapta. Gata. S-a dus, Dragoș, toate bucățile. Perfect. Are Dana și... Plantul din ea? Nu. Ba da, are, Dragoș. Are. Două are. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 absolut toate implanturile de toate tipurile
și toate referințele vor străluci astfel încât tu să le poți vedea cel mai bine. 1, 2, 3. Dragoș, știi unde le are? Da. În abdomen le are. Drept ovare. Spate ele de acolo. De ce le-o fi pus acolo? Nu știu. Ei le-am scos. Ok. Distrugele. Cred ce implanturi. Eu până acum n-am avut așa. Știi cum e? Cum? Exact ca și când ar fi o sârmă și faci o formă de frunză. Probabil că de asta avea dureri așa mari de burtă înțepa. Când îi venea ciclul. Da. Da. O înțepa în ovare. Le avea. Deci exact ca o frunză așa, cu coadă cu tot. Așa era în ovare le avea. Ok. Gata. Perfect. Ai distrus? Da. Iar acum cu mâinile tale energetice energizează locurile unde au fost acele implanturi? I-am băgat energie la nivelul optim, Dragoș. Ok. Știi ce trebuie făcut la amândouă? Ce anume? Vreau să-i scot din subconștient programele de pe negativ și să-i limut invers pe pozitiv. Ok. Și la una și la altă. Fă-i lucrul ăsta la amândouă. Îi fac acum lui Dana și după aia îi fac și lui Ana. Ok. Din subconștient, tot ce e negativ, scot tot. Frică, teamă, anxietate, toate care pun cucu. Le-am pus și iubirea de sine ca să li se activeze catenile. La amândouă le fac la fel. Perfect. Și acum e bun și îi pun și o protecție energetică ca o sferă și le bagă fiecare, la amândouă. Să stea în sferă. Sfera să fie pe el, indiferent unde pleacă. Super. Fie ca o protecție energetică. El oricum nu simte, nu vede. Dar o să simți mai protejat. Ok. Termin la Dana și după aia ne întoarcem la Ana să facem și ei. La sferă i-am pus un ax vertical ca să încarce mereu de la sursă. Verifică n-am mai făcut dacă... niciodată, Dragoș, n-am mai făcut niciodată până cu treaba asta. La sfera de energie i-am pus un ax vertical ca să poată să încarce în continuu, să încarce direct de la sursă. Foarte bine, verifică dacă au și împământarea făcută. Dana o are făcut bine în pământare. Super. Și are și sursa o are bună. Gata. Două straturi i-am pus.
lui Dana. În sferă. Două straturi de protecție. Două straturi energetice. Așa are. Să-și imaginezi când întinde mâinile, deci din umăr, adică cu mâinile amândouă, ar veni 3 metri. Da. Exact de pe vertical, de pe mijlocul frunții, mijlocul nasului, mijlocul pieptului, și în stânga și în dreapta 1,5 metri și 1,5 metri. Așa e aura acum a lor. Și în sus și în jos, tot 1,5 metri are. Așa e o sferă de mare energetică. Și în față, și în spate, și în lateral, tot de jur împrejur. Vrei să mai fac ceva la Dana? Ce este nevoie? Păi am scos din subconștient toate programele negative, am făcut sferă, la sursă asta e legată. Să-i mai curăț și energia banilor, nu? Da. Gata. I-am curățat și energia banilor. Acum mă întorc la Ana să-i fac și ei sferă. Nu, să-i scot întâi din subconștient toate programele negative, tot ce e pe negativ, să le scot, să le pun pe pozitiv. În felul ăsta eu o să vadă direcțiile mai bine și mai clar. Acum mai fac o sferă. Stai că mai are câteva programe, zic. Mă grăbesc, dar nu-i bine. I-am scos programele. Să le pun pe astea alții. Îi curăț și energia banilor. Și Luana. Și după aia fac sferă și... Am curățat șlana. Ok. Îi fac și un ax în mijloc ca să se încarce direct din sursă, nu? Da. Gata, Dragoș. Okay. Două straturi am pus și ei. Perfect. Mai trebuie făcut ceva la ele? Nu mai am ce să mai fac.
Ok. Mi-am pus și protecții. Atunci mulțumește-le la amândouă și spune că se pot întoarce înapoi de unde au venit. Dragoș, vreau să le mai spun un singur lucru. Să aibă mare grijă la gânduri și la cuvinte, pentru că se materializează, deci să țină cont de prezent, nu de trecut, nu de viitor. Viitorul ți-l produce prezentul. Trebuie să aibă mare grijă la gânduri și la cuvinte. Corect. Să se detașeze de orice, să se golească de gânduri în cap și să pună toate gândurile pozitive. Eu am, eu vreau, eu pot, eu sunt. Punând pe pozitiv, numai pozitiv îi vine în față și îi vine din toate direcțiile. Asta e singura modalitate prin evolutivă a umanității. Dacă nu, oamenii care nu acceptă să se facă așa pe pozitiv, dispar de aici. Deci să iei lucrurile foarte în serios, să nu se mai joace. Deci să aibă mare grijă cu gândurile ce faci, pentru că treaba asta cu fluviul de gânduri e reală. Nu-i joacă. Și ai că până acum eram la frecvența de 3. Dar noi acum am trecut un prag foarte mare, exact acum ai trece de la clasa a 4-a la clasa a 5-a și începi să ai profesori. De asta îi spun că nu-i joacă. E mai greu. E și mai bine, dar nu e mai, adică e trecut la alt nivel. Corect. El trebuie să încerci să înțeleagă că întâi trebuie să facă spiritualul, direcția spirituală trebuie să, așa, și cu gândurile să stăpânească ea. Mintea e maimuță, ea te minciunește, dar are chiar de bârfă, se duce în toate direcțiile, dar ea să nu o lesă. Să realizezi că gândul o duce la rău. Și în momentul când începi să stăpânească gândurile din ce în ce mai bine, atunci controlează ea evenimentele din viața ei. Și atunci aduce în viața ei ceea ce își dorește. Mult mai ușor. Pentru că liberul arbitru e la ea, indiferent cât îi face cineva ceva, indiferent ce veghetor divin vine, nu poate să intri peste liberul ei arbitru. Că ea e creatoare. Bine, și ăla poate, să nu crezi că nu poate, dar nu are voie să treacă de liberul arbitru. Normal. Bun, atât am vrut să le spun. Bun, Maria, tu te simți bine? Ești ok? Te doare ceva? Nu am nimic, mă simt foarte bine, mă bucur că am putut să lucrez cu ele și pentru ele. Am lucrat cu mare drag și atât am vrut să le spun. Să aibă grijă de gânduri. Mare grijă la gânduri și la cuvinte, mare grijă. Iar acum o să număr de la 1 la 5, iar între timp revin apoi în corpul tău și în mintea ta, aducând cu tine în această realitate toate beneficiile acestei terapii. 1, 2, 3, 4, te reinfocta complet, ești liberă, ești liniștită, simți cum se întorc înapoi în tine toate energiile tale. 5, deschide ochii.